Continuăm studiul nostru în prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni. Data trecută am văzut prima problemă pe care o tratează Apostolul Pavel din cele care existau în această biserică din Corint. Am spus că e vorba de un set de probleme pe care Apostolul le ia pe rând și le tratează. Prima dintre acestea consta în divizările din mijlocul lor în diferite grupuri formate în jurul unui slujitor important al Domnului. Sigur, problema aceasta a dezbinărilor nu am tratat-o în întregime, ea este mult mai amplă. Nu este doar această formă de a se crea dezbinare în biserică, mai ales în creștinismul zilelor noastre. Personal, am putut să văd multe de-a lungul celor 30 de ani de credință. Este foarte trist, este un lucru care caracterizează multe dintre bisericile de astăzi. Vorbesc de biserici creștine evanghelice pentru că în cele oficiale nu există niciun fel de probleme, ei merg în religia lor, dar acolo unde este viața, acolo unde se vestește Evanghelia, este de așteptat să vină și cel rău să semene discordie, să apară certuri, să apară amărăciuni, supărări și din cauza aceasta să fie, iată, divizări în biserică, să se formeze tot felul de grupuri și de grupulețe. Repet, nu pot spune că am tratat în întregime problema aceasta, a divizărilor, ne-am rezumat data trecută să vedem doar acest aspect al divizării sub forma grupurilor create în jurul unui lucrător important pe ogorul Evangheliei. Și, repet, nimeni n-ar trebui să se laude cu oameni, spune Apostolul Pavel, trebuie să ne lăudăm cu Domnul, să-l lăudăm pe El, cine se laudă să se laude în Domnul. Nu mai am nimic de adăugat personal la acest subiect, doar am extras încă un text din Sfânta Scriptură, din Cartea Proverbelor, în care se spune astfel despre lucrurile pe care Domnul le urăște de-a dreptul. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, marturul mincinos care spune minciuni și pe cel ce stârnește certuri între frați. Atenție mare, pentru că am văzut mulți astfel de oameni care uh, spuneau că sunt totuși frați și nu erau mai mult decât martori mincinoși care spun minciuni. Cuvântul arată foarte clar aici că Domnul urăște astfel de lucruri și chiar pe oamenii aceștia. N-ai vrea ca Domnul să spună așa despre tine, de aceea fi atent la ce vorbești sunt, din păcate, astfel de situații și am văzut, repet, foarte multe în trecut. Iată ce spune Domnul că urăște pe martorul mincinos care spune minciuni și pe cel ce stârnește certuri între frații. Domnul să ne păzească, să fim foarte atenți. Uneori ni se pare că sunt așa doar divergențe de opinii, că sunt doar niște chestiuni minore. Atenție mare, fiindcă aici Domnul arată că el urăște astfel de lucruri și pe astfel de oameni îi tratează ca atare pe cel ce stârnește certuri între frați. Nu știu dacă în altă parte, în scriptură, mai există un text în care să se spună că Domnul urăște pe cineva. Dar aici traducerea este aceasta. Domnul urăște martorul mincinos care spune minciuni despre alt frate, despre oameni din biserică și pe cel ce stârnește certuri între frați. Cu aceasta, cred că am spus totul. Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, a spus totul și nu mai dezbatem această temă a divizărilor din Biserica Domnului. Tot data trecută, de asemenea, am văzut și în contextul acesta al tratării problemelor din biserică și o expunere foarte expresivă a Apostolului Pavel despre înțelepciunea lumii acesteia, pe care Dumnezeu a prostit-o, spune el, alegând să-i mântuiască pe oameni prin nebunia propovăduirii crucii. Și observați această expresie, nebunia propovăduirii crucii pentru cei înțelepți în felul lumii acestea, pentru cei din lumea greacă, din cultura grecească, crucea nu reprezenta altceva decât o nebunie și Pavel spune că așa a ales Dumnezeu să prostească înțelepciunea lumii acestea și să-i mântuiască pe oameni prin nebunia propovăduirii crucii. După ce le-a scris despre aceste lucruri extrem de importante, Pavel le aduce aminte corintenilor de exemplu său practic, de felul în care el le-a vestit Evanghelia. Suntem în același context al înțelepciunii pe care ar trebui să o aibă cei credincioși, înțelepciunea care vine de sus. Textul în original, bineînțeles, n-a fost împărțit în capitole, e vorba de o singură epistolă, însă avem această împărțire și ne aflăm la începutul capitolului 2, de unde citim de la versetul 1 cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și aici se spune despre Evanghelie că a fost taina lui Dumnezeu, am citit în primul verset, și că aceasta nu le-a fost vestită prin metodele omenești ale oratoriei învățate în universitățile grecești sau romane, pentru că Pavel a ales, a fost vorba de o alegere proprie. Să dea la o parte o astfel de înțelepciune, nu că n-ar fi putut să se folosească de înțelepciunea aceasta firească, pe care cu siguranță o dobândise în școlile înalte ale vremii, el a vrut să vestească Evanghelia într-o formă ducovnicească, printr-o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Pavel a vrut astfel să se dea pe sine la o parte, să nu iasă el în evidență, să nu se pună pe el înainte, capacitățile lui înțelepciunea lui proprie, cine este el, cât de cult, cât de educat uh, era el, ci a vrut să-l evidențieze pe Domnul Isus Hristos. Dragii mei, nu e loc pentru doi la amvon. Ori este Domnul, ori este omul. Și Pavel s-a dat pe sine la o parte și l-a prezentat pe Domnul Isus Hristos, pe el răstignit. N-a vrut să știe în mijlocul lor altceva decât pe Isus Hristos și pe el răstignit dându-se astfel pe sine însuși la o parte, dând la o parte înțelepciunea lui pentru ca, repet, oamenii să nu fie tentați să se lipească de el ca lucrător. De aceea le spune Pavel aceste lucruri, fiindcă uh, ei se alipiseră de astfel de lucrători și, uh, iată, apostolul le arată de ce au greșit în felul acesta. Uh, mesajul pe care Pavel l-a avut în orașul Corint și apoi în biserică de asemenea, pe care l-a dus spre a fost acesta. Iisus Hristos și El răstignit. Observați centralitatea acestui punct principal al Evangheliei. Este vorba de Domnul Iisus Hristos, de lucrarea Lui, de moartea Lui pe cruce și de învierea sa biruitoare. Astfel vine mântuire peste fiecare dintre cei care cred. Astfel putem să creștem în credință. N-a vrut Pavel să știe nimic altceva în mijlocul lor decât pe Iisus Hristos și pe el răstignit. Și Domnul să ne ajute să trăim astfel, iar toți cei care sunt numiți, care sunt într-adevăr chemați într-o slujbă de predicare a Evangheliei, să rețină acest aspect. Ceea ce trebuie noi să predicăm este pe Domnul Isus Hristos și pe El răstignit. Și bineînțeles, dacă este să te uiți astăzi în jur și să vezi în bisericile apostate ale vremii din urmă, este vorba de Oameni care se afișează pe ei înșiși, își afișează titlurile, capacitățile, înțelepciunea, unde au studiat, cât de mari sunt ei, că noi nu știm și trebuie neapărat să aflăm, dragi mei, cât de diferit, cât de departe este ceea ce predica Pavel față de ceea ce se întâmplă astăzi. Domnul să ne ajute să înțelegem bine lucrurile acestea, să îl vestim pe Domnul și pe el răstignit, să nu ne scoatem pe noi în evidență să ne lăsăm pe noi la o parte și când vestim Evanghelia de la persoană la persoană, la fel trebuie să fie, nu să etalăm noi cunoștințele noastre chiar și din Scriptură, ci doar să îi ajutăm pe oameni. Uneori face mai mult să îi asculți și doar la urmă să le spui ceva din cuvântul Evangheliei, iar astfel ei să fie atinși de această sabie a Duhului Sfânt. În versetele 4 și 5 avem această cheie a felului în care trebuie vestită Evanghelia, așa cum a vestit-o Pavel, învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. N-am căutat să vă atrag printr-o vorbire convingătoare, să spun așa un termen neologic persuasivă, ci printr-o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. El a vrut să demonstreze că Duhul Sfânt lucra prin uh, cuvintele sale iar puterea este aici dată de sus. Nu e vorba de puterea cuvântului, cât de tare vorbește un om, sau puterea semnelor și minunilor, sigur au fost și acestea. E vorba de autoritatea pe care o dă Duhul Sfânt. Când vorbește aici Pavel despre dovada dată de Duhul și de putere, este vorba de autoritatea pe care o avea în învățătură, fiindcă îi fusese dată de Duhul Sfânt. Vorbea cu autoritate de sus. Vorbea în numele Domnului, vorbea cuvintele Domnului. Și, dragii mei, așa se întâmplă când cineva vrea să aibă acest punct central înaintea ochilor săi, pe Domnul Isus Hristos și pe El răstignit. Iar Pavel spune și de ce? Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, pe a Lui personal, ci pe puterea lui Dumnezeu, pe autoritatea Duhului Sfânt. De fapt, la fel a vestit și Domnul Isus Evanghelia cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere, în așa fel încât oamenii se întrebau de unde are El autoritatea aceasta, fiindcă și cărturarilor, și preoților, și liderii religioși, ai fariseilor, de exemplu, ai saducheilor, și ei știau foarte bine scriptura. Domnul, de asemenea, vestea din Cuvântul lui Dumnezeu, din Vechiul Testament, se baza pe textul scripturii, însă diferența o făcea Duhul Sfânt. El întotdeauna a făcut și va face diferența. Iar uh, evanghelistul Matei înregistrează această diferență uh, în finalul predicii de pe munte, la capitolul 7, spune el, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, că cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Nu i vorba că Domnul a făcut niște semne și minuni chiar atunci, era vorba de autoritatea din cuvintele sale, de puterea dată de sus. Dragii mei, ca Evanghelia să poată fi transmisă și să poată fi primită, este nevoie de împuternicire. Împuternicirea aceasta, adică autoritatea pe care o are un lucrător, vine doar într-o singură formă, prin Duhul Sfânt. Doar El dă această autoritate, doar El dă putere. Domnul Isus chiar așa le-a și spus ucenicilor: Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Noi avem nevoie de puterea aceasta care vine prin Duhul Sfânt, de. Autoritatea pe care el o dă. Altfel, spunem cuvinte goale. Sigur, mulți oameni vorbesc din cuvânt, diferența o face Duhul Sfânt, el dă autoritate, iar cei care se întorc cu adevărat la Dumnezeu pot să observe această diferență dacă un om vorbește de la sine însuși sau dacă vorbește de la Duhul Sfânt cuvintele lui Dumnezeu, așa cum îi sunt date prin această ungere pe care Duhul Sfânt o lasă asupra lui. Așadar, putem vedea aceste două categorii de slujitori delimitate foarte clar și astăzi. Oameni care caută să se scoată pe ei înșiși în față printr-o vorbire strălucită, convingătoare, persuasivă și de partea cealaltă slujitorii Domnului care caută să-L înalțe pe El, să-L arate pe El, să scoată în evidență pe Domnul Isus și pe El răstignit. Cât de trist este, dragii mei, că adevărații slujitori ai Domnului care caută doar slava Lui sunt tot mai puțini și mai greu de găsit în zilele acestea de pe urmă, în care, repet, apostazia este unul din semnele vremurilor din urmă, nu leapă de credința cei care n-au avut-o niciodată, nu cei din bisericile tradiționale, ei niciodată n-au avut credința, n-au avut întoarcerea la Dumnezeu, se leagă de biserica primară, nu e vorba de așa ceva, biserica primară a fost cu totul diferită față de ce prezinte ei. Însă, credința a fost lepădată de cei care au avut-o. Și, iată, trăim vremurile acestea în care apostazia este la culme, are și acest aspect al slujitorilor care uh, merg la școli și, după aceea, la alte școli, și mai mari, și mai înalte, își pun titluri, se afișează pe ei și lumea chiar îi apreciază. Fiindcă omului firesc îi place să se laude cu alți oameni care uh, sunt uh, foarte bine pregătiți, foarte educați. Fiecare știe despre ce vorbesc. Lucrurile acestea sunt foarte frecvente în zilele noastre. Repet, așa cum am spus-o de atâtea ori, întotdeauna Duhul Sfânt face diferența. Așa cum le-a spus Domnul Isus ucenicilor despre lucrarea Duhului, voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Această putere, dragii mei, această autoritate, nu se capătă în școlile oamenilor, ci numai printr-o autentică revărsare a Duhului Sfânt, care îl împuternicește pe un slujitor al Domnului și îl face să îl prezinte Evanghelia cu ungere de sus. Iar noi nu ne rămâne altceva să facem decât să ne rugăm ca Dumnezeu să scoată astfel de lucrători în ogorul său, chiar și acum, în al 12-lea ceas al secerișului. Sigur, lucrători sunt mulți, oameni care au autoritate, care au ungere venită de la Duhul Sfânt, din păcate sunt foarte puțini. Revenind la versetul 3 pe care l-am sărit, se naște această întrebare. Ce vrea să spună Pavel prin aceste cuvinte? Eu însumi când am venit în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. Ce mult le place creștinilor să se lege de acest loc din Scriptură să spună, vedeți? E vorba de slăbiciuni, suntem oameni slabi, nu avem niciun fel de putere. Dragii mei, Atenție mare că aici nu e vorba de slăbiciunea duhovnicească, ci de una fizică. Pur și simplu Pavel vorbește despre o situație de uh, sănătate, avea o suferință fizică. Unii au spus că era vorba de problemele de uh, vedere. S-ar putea să fi fost și alte lucruri de asemenea adăugate. Cert este că uh, găsim această descriere a discuției lui, a rugăciunii sale înaintea Domnului l-a rugat să-i scoată acest țepuș care era reprezentat de o boală, iar Domnul i-a spus, Harul meu îți este de ajuns pentru că puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. Era vorba de o slăbiciune fizică, nu de a fi slab în fața păcatului. Unii își imaginează că Pavel era un om care tot timpul cădea în păcat, Probabil că așa vor să și-l imagineze, nu e vorba de așa ceva, sigur nu era niciun om perfect, dar era un slujitor care se afla sub autoritatea, sub ungerea Ducului Sfânt. Când spune Pavel că am fost slab, se referă doar la această slăbiciune fizică, la faptul că nu avea totalitatea puterii fizice a trupului. În altă parte, spune că în slăbiciunea trupului le-a vestit Evanghelia. De asemenea, expresia aceasta, fricos și plin de cutremur, trebuie luate cuvintele împreună, Frică și cu tremur formează împreună o expresie care are semnificația de a avea mare grijă, de a fi foarte atent. Nu că Pavel era fricos de ce ar putea să-i se întâmple, că el tremura de frică în fața autorităților romane, nici vorba de așa ceva. Pavel a avut curaj de la Duhul Sfânt, nu a fost vorba de acest lucru, ci expresia are același sens ca în Filipeni 2 cu 12, unde le spune credincioșilor din Filipi, astfel dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Nu înseamnă că trebuie să ne ducem mântuirea tremurând tot timpul de frică, e vorba de atenție, de a fi foarte atenți, de a avea mare grijă la umblarea noastră cu Dumnezeu. Unii cred că și-au luat mântuirea la pachet și pot să trăiască în mod neglijent cu viața lor, să vorbească ce vor, să privească orice, să gândească orice. Pavel spune, atenție mare, mergeți până la capăt pe calea mântuirii, nu că ei își făureau singur mântuirea, dar mergeți până la capăt pe această cale a mântuirii cu grijă, pentru că poți să dai înapoi și spunea Pavel, noi nu suntem din cei care dau înapoi să se piardă, erau oameni care dădeau înapoi ca să se piardă. Atenție mare, mergeți cu frică și cu tremur. Iar Pavel, în context, când spune că am fost fricos și plin de cutremur, se referă la atenția lui sporită, la grija pe care o simțea, la povara pe care o avea pentru sufletele lor. Era o mare răspundere asupra lui. Simțea această răspundere pentru miile de oameni care se aflau în Corint. Frica lui era ca nu cumva să altereze mesajul Evangheliei și să le îndrepte atenția către propria persoană. Și în felul acesta să-l facă nefolositor, să nu mai fie primit. El se cutremura la gândul că era în joc soarta veșnică a mii de oameni aflați în Corint. Era un mare sentiment al responsabilității pe umerii Apostolului, iar partea pozitivă a acestui fapt a fost că l-a făcut și mai mult dependent de lucrarea Duhului Sfânt. Așadar, în felul acesta a vestit Pavel Evanghelia, nu bazându-se pe el însuși, ci încrezându-se în această ungere care venea de sus, prin care a căpătat autoritatea de a vesti evanghelia printr o dovadă dată de Duhul și de putere. Așa ar trebui să fie și astăzi, de aceea repet avem nevoie de un botez al Duhului Sfânt și de asemenea de o umplere continuă cu Duhul, dacă vrem să fim și noi folositori în lucrarea lui Dumnezeu. Fără ungerea Duhului, fără lucrarea Duhului Sfânt în noi, nici lucrarea noastră în afară nu va avea niciun folos, pentru că am văzut lucrări omenești, atâtea lucrări omenești se fac în biserica vremurilor din urmă, și rezultatele sunt, bineînțeles, egale cu zero. Dacă nu vom avea această dependență de Duhul Sfânt în mod continuu, de o umplere continuă cu Duhul Sfânt, atunci vom ajunge chiar la un moment dat să ne arătăm pe noi înșine, și nu cred că e un lucru mai urât și mai penibil. Decât un slujitor care se etalează pe sine la amvon, folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu. Situație care se repetă atât de des, din păcate, în zilele noastre. Revenind la textul din uh, capitolul 2 din prima epistolă către Corinteni, citim de la versetul 6 despre aceeași temă a înțelepciunii uh, lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Faptul că Apostolul Pavel a respins înțelepciunea lumii acestea nu însemna însă că el a predicat Evanghelia într-un mod neînțelept, fără niciun fel de înțelepciune. De fapt, spune el aici, înțelepciunea pe care a folosit-o, atât el cât și tovarășii lui de slujbă, era de o altă natură. Nu cea a vremii de atunci, nici a conducătorilor societății în care trăiau, pe care o respinsese în mod voit, deliberat. Ceea ce Predica el ceea ce propovăduia el și ceilalți slujitori care îl însoțeau era înțelepciunea lui Dumnezeu, așa cum am văzut în versetul 7: Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă. Faptul că spune că această înțelepciune a fost o taină se referă la poporul Israel care n-a cunoscut Evanghelia, care nu l-a primit pe Domnul Isus ca Mesia. Pentru ei a rămas o taină, însă pentru Pavel, Totul a fost descoperit, n-a mai fost nimic necunoscut în momentul în care s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Dragii mei, această înțelepciune descoperită prin Evanghelie, spune Pavel, a fost rânduită de Dumnezeu mai înainte de veci. Și este greu de înțeles pentru noi cum Dumnezeu a rânduit mai înainte de veci, înainte de creație, însă putem să înțelegem doar că Dumnezeu a știut tot ce se va întâmpla chiar înainte de a începe procesul creației, a avut planul de mântuire. Conceput în el însuși, și în acest plan de mântuire a inclus înțelepciunea pe care o dă el, o înțelepciune a lui Dumnezeu venită de sus, fiindcă cea omenească nu folosește la nimic. Iar aici Pavel spune că această înțelepciune pe care o rânduise Dumnezeu a fost spre slava noastră. La ce se referă când afirmă acest lucru spre slava noastră, mai înainte de veci, a rânduit-o Dumnezeu, ca să ne aducă? la slavă, așa cum este scris, de exemplu, în epistola către evrei, că Dumnezeu dorea să ducă pe mulți fii la slavă. Când a dorit acest lucru? Când l-a rânduit? Când l-a gândit? Înainte de toți vecii, înainte de creație, Dumnezeu a dorit să ducă pe mulți fii la slavă. În acest sens trebuie înțeleasă și noțiunea de alegere, în sensul faptului că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte pe toți cei care vor forma biserica sa. Asta nu exclude capacitatea noastră de alegere, liberul nostru arbitru. Faptul că Dumnezeu cunoaște mai dinainte nu înlătură responsabilitatea noastră. Din păcate, spune aici în versetul 8, această înțelepciune venită de la Dumnezeu n-a fost cunoscută de niciunul din fruntașii veacului acestuia. Oamenii mari, oamenii importanți, doctori în teologie ai vremii acelea și oamenii care ocupau funcții importante, în conducerea Imperiului Roman, n-au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu, fiindcă, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. La cine se referă, repet, mai întâi la liderii religioși din Israel, la Sinedriul acela, format din 70 de oameni importanți, mari preoți erau acolo, alți lideri ai diferitelor grupări religioase, rabini formau Sinedriul, în afară de doi din mijlocul lor, toți ceilalți au votat, au aprobat uciderea Domnului Isus. Și Pavel spune, dacă ar fi avut înțelepciunea de sus și nu a lor firească, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. De asemenea, în categoria aceasta de fruntași ai veacului acestuia, pot fi incluși și conducătorii politici. De exemplu, este clar că se referă Pavel la Pilat din Pont, conducătorul roman al provinciei iudeii iar de asemenea, în această categorie este și Irod, guvernatorul Galilei, Frunta și veacului acestuia, dacă ar fi cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Așadar, cele două feluri de înțelepciune, cea a lui Dumnezeu și cea a veacului acestuia, sunt total opuse și așa vor rămâne până la sfârșit. Iar noi avem de ales ce vom căuta în viața aceasta: vom căuta înțelepciunea veacului acestuia sau înțelepciunea lui Dumnezeu, care este singura ce ne ajută în viața noastră de credință. Nu contează, dragii mei, dacă lumea ne va considera oameni lipsiți de înțelepciune, creduli sau chiar neștiutori, la urmă se va dovedi cine a avut adevărata înțelepciune atunci când Domnul va judeca lumea la revenirea sa, se va vedea cine a fost cu adevărat omul înțelept, care au fost acei oameni care au primit înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu aceasta trecem la partea de aplicații din textul acesta. Și revin la faptul că Pavel vorbea despre o înțelepciune tainică sau secretă. Acesta ar fi cuvântul actual al lui Dumnezeu. La ce se referă Pavel când vorbește de această taină? Deja am spus ceva mai înainte. Cu siguranță nu voia să spună că Dumnezeu a ținut așa niște lucruri misterioase care pot fi descoperite numai unor inițiați într-un fel de societăți secrete cum cred unii și chiar practică în zilele noastre, nu la aceasta s-a referit când a vorbit despre înțelepciunea tainică sau secretă a lui Dumnezeu. De fapt, era vorba de Evanghelie, Evanghelia în sine, vestea cea bună a mântuirii, a vieții veșnice oferite în dar tuturor celor ce se pocăiesc și cred în jerfa ispășitoare a Domnului Isus de pe cruce. Aceasta era o taină și a rămas o taină până astăzi pentru poporul evreu. Dacă ai curiozitatea să asculți punctele lor de vedere. Sunt rabini care contrazic punctele de vedere creștine, poți să-i asculți în limba engleză, câtă orbire este, câtă necunoaștere. În continuare, Evanghelia a rămas o taină, iar ei au argumente ca să justifice faptul că nu l-au primit pe Domnul Isus drept Mesia. De aceea spunea Pavel că n-a vrut să știe nimic altceva în mijlocul lor decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Acesta este subiectul central al predicării Evangheliei. Și dacă atunci a fost o taină, dragii mei, acum Evanghelia nu mai este o taină. De aceea aș vrea, pe scurt, să subliniez punctele ei principale. Evanghelia descoperă, în primul rând, faptul că noi suntem păcătoși, că noi am ajuns din cauza păcatului comis sau înnăscut în noi să fim despărțiți de slava lui Dumnezeu într-o stare de moarte spirituală iar dacă vom continua astfel până la capătul vieții, vom ajunge să fim despărțiți veșnic de el. Aceasta înseamnă moartea a doua, despărțirea eternă de Dumnezeu. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, ca să avem o șansă de salvare, trebuia să fie plătit prețul pentru păcatele noastre, iar plata păcatului este moartea. Observați, nu e deloc greu să înțelege Evanghelia, nu era altă cale de mântuire decât moartea cuiva în locul nostru. Iar Domnul Isus a spus foarte clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, și aici eu fac o paranteză, la moarte, pe cruce, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. La rândul său, Domnul Isus ne-a iubit, nu doar Tatăl și-a arătat dragostea, El însuși ne-a iubit și a dovedit acest lucru, murind de bună voie pentru noi. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila ce o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Iată dragostea Domnului Iisus. Tatăl ne-a iubit și l-a dat pe singurul lui fiu. Domnul Iisus uh, ne-a iubit și și-a dat propria viață. În felul acesta s-a creat o posibilitate de mântuire unica posibilitate de salvare pentru toți oamenii. Însă vor beneficia de ea doar cei ce vor crede. Iată Taina lui Dumnezeu arătată foarte clar prin Evanghelie. Primirea mântuirii, a iertării de păcate nu se face prin eforturi personale, prin fapte religioase, ci prin pocăință și credință. Așa cum spunea tot Apostolul Pavel, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Mântuirea, însă, dragii mei, nu este doar un punct în viață când te pocăiești și crezi când primești iertarea de tot trecutul tău păcătos, nu este doar această intrare pe poartă, ci și un mers pe calea Domnului, care se face de asemenea nu prin eforturi personale, ci tot prin pocăință de fiecare dată când este nevoie și de asemenea prin credință, așa cum este scris, cel nepricănit va trăi prin credință. Iar Evanghelia are și un sfârșit, slavă Domnului că acest final este fericit, slava noastră, cum spunea aici Pavel, a fost rânduită pentru slava noastră, să ne aducă la slavă. Aceasta a vrut Dumnezeu de la început, să-i aducă pe mulți fii la slavă. Scopul Evangheliei este ca într-o zi să ajungem în slava lui Dumnezeu. Să primim această Evanghelie, să o trăim, să o predicăm, iar la urmă vom fi împreună cu Domnul în slavă. Aceasta se poate întâmpla într-un fel sau altul, fie după moarte, așa cum spunea tot Pavel, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine fie într-o clipă, într-o clipeală din ochi, oricând la răpirea bisericii, lucrul acesta se poate întâmpla chiar astăzi. Așadar, iată Evanghelia pe scurt, pe aceasta trebuie să o trăim și pe aceasta trebuie să o predicăm. Iar pentru cei care încă n-au primit lucrarea Evangheliei, este această întrebare, cum vei sta înaintea lui Dumnezeu, până când vei amâna acest moment al întoarcerii reale la Dumnezeu, astfel încât Evanghelia să-și facă lucrarea și în viața ta să devii un om nou, să începi să mergi pe calea lui Dumnezeu și să ajungi astfel în slavă la revenirea Sa. În ce ne privește pe noi, cei care suntem credincioși, care am avut o naștere din nou, am văzut primele roade, am văzut schimbarea vieții noastre, avem primele roade ale Duhului, am văzut lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, și pentru noi este o aplicație din acest text faptul că ar trebui în fiecare zi să fim martori ai Domnului. El ne-a rânduit și pe noi, nu doar pe cei 12, să-i fim martori și să ducem Evanghelia aceasta mai departe. Însă, dragii mei, nu vom putea să o facem prin propriile puteri. Nu are niciun rost, nu e niciun folos în asta să ne arătăm pe noi și ne să ne ducem cu capacitatea noastră, cu ceea ce putem noi și cu ceea ce știm. Trebuie să ne dăm la o parte, și să îi cerem Domnului să pună Duhul cel Sfânt în viața noastră. De aceea spunea Pavel, învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Lasă înțelepciunea ta firească, lasă părerile bune despre tine, nu mai alerga după oameni, nu mai alerga după înțelepciunea lor, sub nicio formă, după titluri academice și altă uh, formă de a primi slavă din partea oamenilor, dă la o parte toate aceste lucruri pe care Pavel le-a considerat drept un gunoi și caută pe Duhul Sfânt. Caută botezul cu Duhul Sfânt. În caz că încă n-ai avut o astfel de experiență, dacă ai avut-o, atunci caută umplerea continuă, fiindcă avem nevoie de Duhul Sfânt. Predicarea Evangheliei nu se poate face prin înțelepciunea noastră. Nu putem să-i înduplecăm pe oameni, să-i convingem pe oameni. Numai Duhul Sfânt poate face acest lucru, iar noi trebuie să avem atunci când deschidem gura, dovada aceasta dată de Duhul Sfânt și de autoritatea sa, de puterea venită de sus. Dragii mei, cât de mult avem nevoie și noi astăzi de puterea aceasta de sus, cât de mult avem nevoie de Duhul Sfânt. Iată, încă de la început, din uh, debutul acestei epistole, se vede lucrarea Duhului Sfânt. Este subliniată foarte clar. El ne împuternicește, El ne dă înțelepciune care vine direct de la Dumnezeu, El ne dă ungere. El ne dă tot ce avem nevoie ca să putem să-i slujim lui Dumnezeu. Altfel vom face lucrurile noastre, iar rezultatele vor fi pe măsură. Cât de mare este nevoia noastră și a tuturor celor credincioși după o autentică revărsare a Duhului Sfânt în zilele acestea din urmă. Și nu doar la o ocazie, într-un anumit moment, într-o anumită adunare, ci în mod continuu, noi trebuie să beneficiem de revărsarea Duhului Sfânt ori de câte ori ne reunim. Ori de câte ori punem genunchii jos în rugăciune, Duhul Sfânt să se coboare asupra noastră. Aceasta este nevoia noastră cea mai mare, aceasta este nevoia fiecărui lucrător și a tuturor celor credincioși, fiindcă toți suntem chemați într-o formă sau alta să-i slujim lui Dumnezeu. El să ne ajute să înțelegem aceste cuvinte din prima epistola a lui Pavel către Corinteni. Sunt pentru noi, în primul rând, sunt pentru toți cei care ascultă aceste înregistrări, sunt pentru Biserica Domnului în vremurile acestea de amestec în care ne-a fost dat să trăim în vremurile acestea din urmă. Domnul să ne ajute să discernem bine, să deosebim uh, lucrurile de preț, de lucrurile fără preț, uh, să alegem înțelepciunea de sus, căutarea după Duhul Sfânt, să dăm la o parte tot ce e omenesc, firesc, ce nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. El să ne ajute să înțelegem și să trăim aceste cuvinte spre slava lui Dumnezeu. Amém.